Am văzut foarte mulți dintre cei care au luat cuvântul până acum aici la televiziune, nu foarte mulți, câțiva, cât am putut să văd, greșesc când spun foarte mulți, și care încep prin a-și cere scuze. Eu cred că asta este o atitudine nu tocmai potrivită. Cred că lucrurile n-ar fi ajuns aici dacă fiecare dintre noi ar fi avut tăria la timpul potrivit să-și înfrângă frica și să încerce să aibă o atitudine demnă față de tot ceea ce se întâmpla în jurul lui. Și dacă fiecare dintre noi ar fi spus un nu, un nu, atunci când era solicitat să spună versul la televiziune, atunci când era solicitat să pronunțe cuvinte, nume proprii, care nu se mai pot pronunța nici atunci și nici acum. Eu nu pot să pronunț un asemenea nume propriu și n-am putut nici înainte să o fac. Cred că dacă ei s-ar fi gândit acum, atunci, acum n-ar mai fi trebuit să vină și să-și ceară scuze. Ce aș vrea să le propun, înainte de a veni la televiziune și să-și ceară scuze, le ofer o hârtiuță, un sul, să șteargă gura